stimați participanți și dragi colegi care ne-ați ajutat din nou la organizarea acestui minunat eveniment, vrem să vă mulțumim, noi organizatorii, și vrem să decretăm deschiderea oficială a concursului internațional de machete ediția 8-a. Ne bucurăm că anul ăsta avem o participare mult mai bogată. Ne-au onorat cu prezența și străinii. Avem participanți din Bosnia, Herțegovina, Macedonia, Slovenia, Serbia, Ungaria, Italia și Anglia. Din păcate, cei din colegii din Bulgaria se pare că n-au ajuns. Dar se pare că mai avem competitori care vin acum. Welcome! Colegii din Serbia au ajuns de abia acum. Ok. For the following colleague, this is the start of the competition. And welcome. Eu vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența, că sunteți aici. Sper să vă bucurați de două zile de festival modelistic. Ne pare rău că nu sunt mai mulți vizitatori momentan, dar probabil lucrurile astea mai spre seară nu se mai apară sau nu știu eu, în cursul zilei de mâine. Să sperăm că și cei de la media vor ajunge. Nu prea știu. Mă scuzați? Ce scuze? Mă ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Totodată aș vrea, după această scurtă deschidere și după acest scurt preambul, aș vrea să-i rog domnul de la Ardia, vă rog, domnul Roșu, de la Asociația Română de Propagandă Aviatică, avem plăcerea, deci ne va face o scurtă istorie a aviației române, pentru cei care sunt interesați și ne-am bucurat dacă, i-am acordat câteva minute pentru scurta prezentare care are. La școala de pilotaj de la Tatiba, la școala de la Petrocen,
prima misiune în istoria aeronauticii românești, a doua din nume după Franța, s-a executat la Slatina. Operațiunile de pregătire militară au avut ca obiectiv forțarea și apărarea rugului Ure în zona orașului Slatina. În data de 17 septembrie 1910, la ora 5 dimineața, au avut flagul la primit de la regele Carol I, în ordine de operație cu misiunea transportării sale pe calea aerului, la comandamentul de la Piatra Rău. Zlaicul a decolat în vântul drumului și a zburat circa 15 km. La altitudinea de 500 de metri și a aterizat pe o liniște lângă localitatea Piatra Rău. În prezența prințului Carol, a principelor Frederic Victor și Franciszek Józef, a lui Ice Grătean, primul ministru de atunci, a generalului Grigore Crăniceanu, ministru de război, Vlaicul a îndemnat prințul Costinicov prin un mesaj oficial transmis pe calea Carului din țara noastră. Putem spune deci că noua misiune de militară a aviat că de urmă s-a desfășurat pe ruta Slatina Piatra Rău. În primii doi ani ai primului război mondial, 1914-1916, România s-a cărărat în urma cadrului de alianță cu fără de armate și a convenției militare încheiate, România s-a angajat să mobilizeze toate forțele sale și cea mai târziu, la 15 ani, 1916, să intre în război împotriva exterminării și a Germaniei. Efectivele mobilizate s-au limitat la peste 233.000 de oameni, în care 579.000 de sute în unități combatante. Experiența primilor doi ani de război a reclamat necesitatea apariției avionilor specializate pe misiuni, avioane de cunoaștere care să obțină informații privind situația inamicului, inclusiv prin fotografiere, avioane de observare care aveau măsura de informare a realității câmpului de luptă în timp real, corectarea focului artileriei, retransmiterea coordonelor de comandament în linia frontului, avioane de bombardament, avioane de vânătoare, aviație inamice. În acest sens, în conformitate cu decretul 35 al Ministerului de Război, Corpul de Aviație are numărul componențe. 4 grupuri de escadrile, fiecare de escadrile de recunoaștere bombardament, reglare tragere aeriene, urmarea din numărul aviației dinamice. O companie de aerostație cu 4 secții formate, fiecare cu câte un balon. Escadrila Ministerului de Război, escadrile divizii 1 și 2 cavalerie. Pe 18 august 1916, lucrătorul Peneș Ivan a traversat munții Carpați, îndeplinind visul lui Aurel Vlaicu. Pe 4 septembrie, același an, aviația militară a pierdut în luptă primele avioane din istoria sa. La Tălmaciu, județul Suva, a fost dobărât de către cartelerea mai anti-aeriană, avionul pilotat de locuitorul Petre Tărețu și observatorul supracomandentul Căciorul. Misiunile aviației militare s-au desfășurat cu succes în zonele de Câmpul Lunăștel, Curtea de Argeș, Bran, Valea Tărașului, Sărnicea, Căveraș, precum și în operațiunea Flămâna, la sud de Dunăre. Spre sfârșitul anului 1916, dotarea aviației militare a României s-a îmbunătățit simțitor prin dotarea superioară cu avioane produse în Franța. În conformitate cu convenția militară încheiată, dotate cu aparatură de bord îmbunătățită, armament și instalații de bombardament aerian, în funcție de destinația acestora. Tipurile Farme 40, Maipur 13, Berger Michelin, Padron G4. La data de 15 octombrie 1916 a sosit în România misiunea militară franceză sub comanda generală de divizie de Rhin Mathia Berdour, devenit consilier central al regelui Ferdinand. În componența misiunii, pentru aeronautică au fost 147 de militari, 87 de piloți, 10 observatori, 7 aerostațieri. Prin ordinul marului cartier general, generalul Berdour a dispus crearea de unei direcții aeronautice produse de locotenentul François de la Mer, cavaler al legiunii romane. Datorită experienței de luptă după cei doi ani de război pe frontul de Franța, precum și
faptul că nivoții francezi cunoșteau mai bine posibilitățile tehnic practice ale aeronavelor, trei dintre aceștia au fost puse în funcție de comandanți. Capitanul René Gouvin, la escadrila de observare, leutenantul de la Armand, la escadrila de bombardament, și capitanul Floris, la escadrila de vânătoare. În primăvara anului 1917, aviația militară din România, deși în proces de reconstrucție, a executat numeroase misiuni de recunoaștere, tirul retragului artilerii asupra țintelor dispuse în adâncime, recunoaștere depărtate privind rezervele inamicului, bombardamente aeriene. Misiunile ce reveneau aviația militară pe timpul pregătirii și desfășurării marilor plătirii de la Mărăști, Mărășești și Opus, în conformitate cu ordinul de operațiuni 1638 din iunie 1917 pentru Mărășești, Irak. Cât va dura lupta, cel puțin două aparate de recunoaștere vor fi, atât cât condițiile amnistice vor permite, necontenit în zbor pentru a ține pe comandantul corpului de armată prin telegrafie fără fir și prin rapoarte anumate în anumite locuri la curent cu mersul acțiunii și cu modificările suferite în situația inamicului. A fost executate în numeroase misiuni de zbor, cum ar fi în luna august 1917, Lăutenantul Petru Năstru, 34 de misiuni în 47 de ore. Vasile Caru, 30 de misiuni în 52 de ore de zbor, colonelul Ion Montenescu, 30 de misiuni în 50 de ore de zbor. Aviatorii francezi au lucrat în multe ori zbor cu camarazii de ore, în care le șești mără și ori plus, în perioada 19 noiembrie, în 1917, zburătorii francezi au reținut o șurtă de aeriene, pentru fratele lor de arme, au fost lucrați de Guvernul Român și regele Ferdinand I, cu cele mai înalte ordine și medalii românești. Ordinul Mihai Viteazu, clasa 3-a, capitanul Maurice Bon, ordinul Staia României, grade cavaler, 17 aviatori francezi, cu virtuta militară cu scadă, 5 aviatori, distinția bărbăție și credință, 4 înființarea primelor trupe de parașutism din România, am vrea să fac câteva cuvinte și despre parașutismul românesc din România, dar eu practic am practicat mare plăcere. În România, prima școală de parașutiști a fost creată în 1937, în scopul pregătirii piloților. În acela an, firma americană a câștigat legislația pentru fabricarea parașutilor și urma să intre dotarea aeronauticii române. Fabrica de parașut a fost amplasată pe șoseaua în anul 1948 avea să fie naționalizată sub denumirea de fabrica de parașute a lui Iaracul, care la această oră funcționează în continuare. Firma Cunului a aumentat la flotila aerostație și un pont de parașutiști de 80 de metri. Pentru pregătirea practică a piloților, fiind dat cu folosință în decembrie 1937. Instructorul acestor trupe a fost Robert Curtin, dar în prima serie de cursanți, producție și supercontentul la mecanică aviație, Ștefan Șorul, rămas în continuare instructorul în școală. La 10 iunie 1949, pe lângă centru de instrucție al aeronauticii, s-a înființat prima școală de parașutism și constituită în campanie în conformitate cu ordinului Ministrului Război 43 pe 1941. Până efectiv 130 de elevi, 16 ofițeri, 14 subofițeri și 100 de grade inferiori. Astfel că se va de 10 iunie, pentru ziua parașutiștilor în unitatea de România. Vă mulțumesc!